poezie a unei doamne care se cere a fi o poezie modernă. Doamne, stai, nu e poezia ta? Nu, doamna Ioana mi-a dat să o citesc. Te-ai cerut-o. Da, deci trebuie să o citesc pentru că eu, în calitate de tânăr care vreau să știu pe ce planetă trăiesc, vreau să ascult părerile celorlalți despre acest modernism. Ok, e o provocare. Dar părerea ta despre această doamnă care e? Nasol. Bun, da. Sintetic. E ciudată. Cam sărac, dar sintetic. Așa. Am fost gogoașa înfuriată din care te-ai înfructat întreaga noapte, am făcut dragoste când pe plantațiile de bumbac unde a trudit unchiul Tom, acolo săruturile florilor albe s-au lipit de trupurile nădușite ca șternuturile tăvăite de dorințe, când în pădurile înzăpezite ale Rusiei tolstoiene, înconjurați de lupi infometați care nu îndrăzneau să se apropie. Amândoi ardeam ca flăcările iadului, zăpada plângea sub noi, gerul mușcat din trupuri, pasiunea care Nina și Vronski se devorau din nou. Erai în mine puternic, ai spart zidurile Berlinului până când am devenit o singură Germanie liberă. Ia, ia, fra, ia, ia.